Și-au unit destinele cu o jumătate de secol în urmă și au rămas împreună la bine și la greu. 35 de cupluri din capitală și-au celebrat astăzi nunta de aur și de diamant. Emoționați, mirii și miresele au mers la oficiul stării civile. Au crescut împreună copii, au legănat nepoți, iar astăzi încărunțiți și încercați de amintiri, au retrăit momentul în care și-au unit destinele. Ion și Lidia Foiu sunt un exemplu demn de urmat. Se cunosc de mici, pentru că ambii sunt din satul Colonița și spun că se iubesc la fel de mult ca în tinerețe. Cea mai mare bucurie a lor este că au reușit să crească și să educe 2 copii și 4 nepoți. Nu au îmbrăcat rochia de mireasă și costumul de mire, dar au ales să-și sărbătorească nunta de aur în haine tradiționale. De amintiri ne-am întâlnit, ne-am deprins. Chiar de mici ați înțeles că veți fi împreună, că sunteți sortiți unul pentru celălalt. Nu, dacă eram tine, mititie, era iubire, dragoste, era tăt. Mă mândresc că copiii mei stăm tăți aici în Moldova și vin des la mine, ne ajută și la grâini și la greu. Și am muncit amândoi umăr la umăr și am răbdarea tare mult. Soții spun că mereu s-au condus de motoul prin greutăți spre stele. Când muncești și ai o stăruință și ai viitor, atunci știi că muncești pentru ai copii, nepoți. Cuplul a venit însoțit de fiică și nepot, care spun că au învățat tot ce e mai bun de la părinți. Părinții ne învățau să cedăm, să nu ne certăm cu nimeni, să învățăm să devenim oameni cu minți, să devenim oameni gospodari, să mândrească cu noi. Eu la bunie am fost, am trăit, m-am născut acolo și mereu îi ajutam. De învățat, am învățat numai de bine, mereu mă ajutau, îmi spuneau ce e bine, de făcut, ce nu bine. Tamara Popov și Grigore Popov sunt un alt cuplu care sărbătorește nunta de aur. Soții își amintesc cu drag de prima lor întâlnire, care s-a întâmplat cu 57 de ani în urmă. Pe băncile școlii, în clasa a 9-a, pe urmă am prietenit anii de studenție. După 7 ani am hotărât să formăm o familie. Tamara Popov este în prezent profesoară la Universitatea Tehnică din Moldova, iar Grigore Popov lucrează proiectant în domeniul construcțiilor. Soții spun că secretul unei căsnicii fericite este respectul reciproc. Cel mai principal secret este dragostea reciprocă, deoarece numai ea, dragostea reciprocă, îți aduce fericire. Înțelegerea între soții și soț din primii ani și până la sfârșitul vieții împreună. Să fie o înțelegere, o cedare și cât de cât o susținere în toate clipele vieții noastre. Nu au venit însoțiți de copiii lor, pentru că toți sunt plecați peste hotare, dar în schimb alături de cuplu au fost cele mai apropiate rude. Am luat multe exemplu de la sora mea și soțul ei, stima, iubirea. Oficialii primăriei municipiului Chișinău au fost alături de cupluri în această zi importantă pentru ei. Aceștia le-au oferit omagiaților un ajutor financiar de 1000 de lei și un buchet de flori. 3 dintre cele 35 de cupluri au sărbătorit nunta de diamant. Cuplurile au semnat în cartea de onoare și au dansat, retrăind emoțiile din ziua anunții.